Această emisiune este realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor, iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta o carte și ne vom întâlni cu invitați de excepție. Sunt Natasha Alina Culea. Bun venit la Book Media! Dragilor, astăzi vă prezint o nouă carte. Inima atât de albă, cu titlul original Corazón tan Blanco, scrisă de Javier Marías. Cartea cu grafică în alb, roșu și negru a apărut la editura Litera în colecția Clasici Contemporani. Scriitorul spaniol Javier Marías s-a născut în Madrid în anul 1951. El a scris acest roman din perspectiva unui translator proaspăt căsătorit și aici apreciez faptul că Javier scrie despre ceea ce cunoaște, el fiind și un traducător premiat. L-a tradus pe Vladimir Nabokov, Thomas Hardy, William Faulkner și nu numai. Am remarcat amprenta sa livrescă în acest roman. Fraze foarte lungi, dar nu circulare, ci ca niște segmente ale aceleiași linii logice continue. Din cauza titlului și coperții am crezut că voi citi un roman polițist și am anticipat o crimă și rezolvarea ei ca elemente cheie ale cărții. Dar Inima atât de albă nu are nicio legătură cu parcursul unui thriller. Deși atmosfera este înțesată de secrete, suspiciuni, o crimă din sau pentru iubire declarată firesc. Precum replica șocantă a lui Macbeth, "I have done the deed", care s-ar putea traduce ca "am săvârșit fapta". Dar cumva are conotație mai degrabă de "am făcut ceea ce trebuia să fac". Titlul Inima atât de albă este un citat din Macbeth, mai exact o parte din fragmentul shakespearian, "My hands are of your color, but I shame to wear a heart so white". Lăsând la o parte ceea ce este greu de lăsat la o parte, crima, cartea este și un eseu adânc asupra căsniciei, amintindu-mi de versurile poetului Ion Lotreanu, cântate de Marian Nistor, Aur e prea mult în verighete. Este înfricoșător să ai încredere în oameni? Trebuie să te obișnuiești cu gândul că după vreme apar inevitabil secretele și bănuielile? Să nu ai încredere în oameni este, de fapt, maturizare? Până unde poate merge cineva care încearcă să scape de partenerul pe care nu-l mai iubește și se simte încătușat în instituția căsătoriei? Ba mai mult, iubește pe altcineva. Juan, naratorul, cel proaspăt căsătorit cu Luisa, de asemenea traducătoare și interpretă, trăiește cu secretul întunecat al sinuciderii mătușii sale, Teresa, una dintre cele trei soții ale tatălui său, acum toate moarte. Coincidență? Tu ce crezi? Mă voi opri aici cu descrierea cărții Inima atât de albă, pe care ți-o recomand, mai ales pentru tușele psihologice și filosofice ale acestei scrieri care nu poate fi trecută cu vederea. Am apreciat și referirile artistice din carte, deoarece tatăl lui Juan este expert în obiecte de artă, fiind director al Muzeului Prado din Madrid, același care adăpostește și capodopera lui Diego Velázquez, Las Meninas. Eu cu siguranță voi continua să citesc și alte cărți scrise de Javier Marías. Dragii mei, astăzi avem două invitate și vom vorbi despre bune maniere, protocol și etichetă cu Ruxandra Lăcătuș, consultant în etichetă și protocol, și Gabriela Cioclov, expert activități non-formale pentru copii. Mai întâi, bine ați venit la Book Media. Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că ați venit și o să le spun telespectatorilor din pauza noastră micuță de dinaintea emisiunii că Ruxandra a acceptat să vină la Book Media și nu a mai făcut asta în altă parte, deci eu mă simt onorată și mă bucur că apreciați această invitație. Din câte știu tu, Ruxandra, ai scris și o carte. O carte, Tradiții și bune maniere în Turcia sau... Da, așa, acesta este titlul complet. Cum de Turcia? Vorbești limba turcă? Foarte puțin. Am fost bursiera statului român în Turcia pentru
scurtă perioadă de timp, dar totuși suficientă încât să mă pot apropia de cultura turcă, de tradițiile lor, și am avut șansa extraordinară de a cunoaște îndeaproape această cultură. Iar cartea a venit ca ceva firesc, dorind să le împărtășesc celor de aici informații despre o țară pe care noi am cunoscut-o și în trecut. Eu mă bucur nu doar că o să aflăm despre bune maniere, protocol, etichetă, ceremonial și așa mai departe, dar eu când am invitat-o pe Ruxandra nu știam că a făcut și școala la Washington. Cred că mai, ai mai multe secrete, poate o să ni le spui, și ești și consultant acum? Da. Am înțeles. Bun, păi haide atunci să scăpăm de această introducere și să aflăm cât mai multe lucruri despre cum să ne purtăm, cum să avem maniere, poate cum să ne îmbrăcăm și așa mai departe, informații pe care voi ni le puteți oferi. Care este diferența dintre etichetă, protocol și ceremonial? Eticheta reunește ansamblul regulilor convenționale de comportare politicoasă pe care noi le folosim în viața de zi cu zi, în societate și în contextul vieții publice. Când vorbim despre ceremonial, v-aș spune așa, reunește succesiunea actelor dintr-o solemnitate civilă, militară sau religioasă, creează cadrul în care acestea se desfășoară și atmosfera deopotrivă. Protocolul este cel care stabilește regulile ce trebuie respectate în cadrul unei ceremonii pentru manifestările oficiale. Protocolul se referă la mediul business, mediul de afaceri? Are legătură și cu mediul de afaceri, dar trebuie punctat că protocolul a apărut în contextul vieții oficiale. Când spunem protocol, ne gândim în primul rând la demnitari, la funcțiile publice. Deci, în instituțiile publice, în primul rând, discutăm despre protocol, dar cum mediul public interacționează cu cel privat, s-a extins și astfel au fost adoptate regulile acestea, ca și cei din mediul de afaceri să facă față onorant unei vizite pe care ar primi-o din sfera publică. Da, mai ales că globalizarea și faptul că oamenii fac business cu naționalități, cu obiceiuri foarte diferite de ale lor, și atunci există foarte multe reguli care trebuie respectate, că nu se poate întâlni așa de ușor un chinez, să zicem, cu un român, și o să aibă mai multe diferențe în afară de bariera lingvistică, de comportament, de poate plecăciuni, sunt lucruri care sunt într-adevăr foarte diferite și, din câte știu, sunt și persoane desemnate acum în firme care să se ocupe de acest protocol și sunt reguli de cunoscut. Sigur, în instituțiile publice vom întâlni întotdeauna cel puțin responsabil cu activitatea de protocol. La președinție, de exemplu, există departamentul specializat de protocol, fiind expus. Președintele țării, de exemplu, nu are voie să facă greșeli de protocol. Ne amintim totodată primele apariții ale primei doamne, în care au fost criticate tocmai că acele uzanțe de protocol, acele reguli nu erau respectate. Încălcarea protocolului poate duce inclusiv la conflicte internaționale. Tocmai de aceea, regulile de protocol, dacă vreți, sunt aceleași peste tot, astfel încât să ne ferim de gafe, și pentru că sunt valabile și pe plan internațional, se spune că protocolul este un cod internațional al politeții. Bănuiesc că și pentru doamnele, însoțitoarele președinților, cred că nu este atât de ușor să se prezinte impecabil. Eu am o preferință personală, îmi place foarte mult de doamna domnului Macron. Și ție? Tuturor ne place, da. Tuturor? Ah, super! Deci sunt în asentimentul femeilor atunci. Da, este foarte chic, foarte elegantă și în același timp nu este stiff. Nu este o modalitate înțepată de a se prezenta, mult mai lejeră, caldă, da. Relaxată, bravo. Așa este. Cum au apărut bunele maniere?
Dintr-o necesitate, desigur, oamenii au înțeles că pentru a se simți bine împreună trebuie să țină cont de anumite uzanțe. Iar povestea celebră îl înfățișează pe regele Soare, Ludovic al XIV-lea, la curtea de la Versailles, care era neplăcut impresionat de faptul că invitații, și nu erau puțini, pe atunci curtea regală presupunea foarte mulți oameni, călcau în picioare iarba, căutând împreună cu grădinarul de la palat o soluție, se hotărăsc să instituie acele etichete. Și dacă ne întoarcem un pic în timp, în România, găsim o similaritate. Undeva în anii 90, în fiecare parc, puteam vedea etichete pe care scria "Nu călcați pe iarbă". Întorcându-ne în Franța acelor vremuri, aceste etichete încep să le dea oamenilor de gândit, curtenii le respectă și, bucurându-se de succes, mai târziu toate invitațiile la spectacolele de la Palatul Versailles erau însoțite de un bilețel, o etichetă, care povesteau celor care urmau să dea curs invitației despre regulile ce trebuiau să fie respectate. Și pentru că o să vorbim despre bunele maniere ale adulților și o să le disecăm, pentru că sunt foarte mulți adulți care se uită și vor să învețe despre bunele maniere, din câte am înțeles, tu, Gabriela, predai sau vă ocupați de un proiect care are legătură și cu bunele maniere ale copiilor. Da, da. Proiectul nostru de suflet acum, în ultima perioadă, care ne... în slujba căruia punem toată energia și toată speranța noastră și colaborăm foarte bine pe această temă, este Bune Maniere pentru Copii. Este un proiect care se desfășoară sub o formule variate, atât în mediul online cât și în mediul fizic. Dacă ar fi să mă opresc la cursurile pe care le organizăm în format fizic, noi alegem locații deosebite, locații frumoase, prietenoase cu copiii. Suntem foarte atente la atitudinea personalului de acolo față de copii. De pildă, am organizat cursuri de bune maniere în muzee, în muzeul copiilor, în restaurante, în ceinării și aș vrea de pildă să mă opresc chiar la ultimul curs de duminica trecută. Am organizat bune maniere la un restaurant și acolo am avut copii. Desigur, punem la dispoziție spații separate unde accesul altor adulți este interzis, doar noi și copiii vom sta în acea încăpere și acolo copiii au învățat cum să se așeze la masă, cum să-și ocupe locul, cum să folosească șervetul, cum să aranjeze masa, cum să folosească tacâmurile, dar ce facem dacă încă nu am terminat de mâncat, dar cum le poziționăm atunci când am terminat. Și toate aceste cursuri noi le gândim ca fiind o împletire între activități ludice și tehnica de bune maniere. Iar la finalul cursului am fost foarte plăcut impresionate să observăm, să constatăm sub forma unui joc că fiecare copil, extrăgând dintr-un bol un bilețel cu un comportament, fiecare copil așadar era invitat să expună acel comportament și toți copiii l-au expus perfect. Chiar nu aveam ce completa. Îi rugam pe colegii de echipă să completeze dacă consideră că ar mai fi ceva de adăugat. Toți copiii s-au descurcat minunat. A fost formidabil cursul acesta. Deci cei mici sunt foarte receptivi? Foarte receptivi, da, și noi primim feedback-uri din mai multe direcții. De pildă, cred că 80-90% din cursanții noștri au revenit a doua oară, a treia oară, mai mult de atât. Au revenit alături de un prieten, de un coleg, de un frate mai mic. Deci când ai spus că copiii și mi-am imaginat la restaurant și cum au învățat, eram ceva de genul, sunt ca la schi, când mă duceam și toți copiii știau să schieze și... Da, avem multe de aflat de la voi. Mulțumim frumos! Ce înseamnă precăderea în business? Precăderea sau ordinea de precădere, ca să folosim un limbaj accesibil celor care ne urmăresc, ne oferă nouă criteriile în funcție de care așezăm sau oferim locul în cadrul unei persoane, în cadrul unei ceremonii. De exemplu,
Dacă organizăm o masă festivă în cadrul companiei și avem invitați și clienți ai companiei respective, ordinea de precădere ne spune așa: cea mai importantă persoană din cadrul companiei este președintele, urmat apoi, ierarhic, de sus în jos, de director general, de directorul financiar, de directorul de marketing și așa mai departe. Nu este suficient să avem această informație. Trebuie să ne răspundem și la întrebarea ce facem cu clientul. Și iată vine ordinea de precădere să ne ajute. Ne spune că dacă președintele companiei va lua parte la acest eveniment, este în mod obligatoriu necesar să fie trimis o invitație pentru omologul său, reprezentantul companiei, președintele companiei cliente. Cum îi așez la masă? Cel mai onorant loc este cel din dreapta gazdei, următorul cel din stânga, și iată cum ordinea de precădere ne ajută să răspundem tuturor acestor întrebări care ne-ar putea pune în dificultate. Ce să facem și ce să nu facem dacă avem un partener de afaceri străin? Să zicem, nu știu, luați voi un exemplu. Spuneai mai devreme despre China. Mi-aduc aminte o întâmplare care pe mine m-a ajutat să mă aflu unde sunt astăzi din perspectiva preocupării pentru bune maniere, etichetă și protocol. Cu mulți ani în urmă, mi-aduc aminte, în compania, în organizația pentru care eu lucram, a sosit o delegație din Republica Populară Chineză. Și pentru că președintele nostru întârzia pentru câteva minute, m-am gândit cum aș putea să umplu acel timp, acea tăcere care mie mi se părea, așa am perceput-o atunci, stânjenitoare. Și îți spun, Natasha, că am împărțit cartea mea de vizită tuturor persoanelor participante, de la președintele organizației omologe la membrii organizației. Am primit o singură carte de vizită și anume de la omologul meu. Am înțeles atunci că ceva se întâmplă, nu fusesem pregătită înainte, am început să caut. În România nu exista o școală care să ofere cursuri de etichetă, protocol și bune maniere și astfel m-am hotărât să înființez eu pe prima, mergând desigur să fac cursuri, să mă pregătesc în străinătate. Revenind la întrebare, ce să nu facem? Să nu fim leneși, să nu ne informăm. Se cuvine să citesc o carte, resurse există, sau desigur să particip la un curs care într-un timp scurt m-ar putea pregăti pentru întâlnirea cu partenerul de afaceri străin. Există, cum spuneam, reguli de protocol universal valabile, dar există și particularități, cum punctai și tu, legate de cultura țării respective. De exemplu, continuând cu China, completând exemplul, aș spune așa: în China, participând la o întâlnire de afaceri, este absolut firesc ca la un moment dat chinezii, oameni de afaceri, să ia o pauză de 5-10 minute fără a părăsi locul de întâlnire pentru a se gândi la ceea ce s-a discutat puțin mai devreme. Pentru noi, în cultura noastră, ar însemna că ceva rău se întâmplă, cum nu reușim să completăm, să continuăm conversația respectivă. Pregătindu-ne dinainte, deci asta, acest lucru trebuie să îl facem, vom reuși să gestionăm cu succes toate aspectele, chiar dacă nu ne simțim confortabil și întâlnim noțiuni pentru prima dată. Ținând cont de Turcia, de exemplu, se cuvine să ne interesăm inclusiv de ce cadouri sunt potrivite pentru a fi oferite. Turcii au o religie musulmană. Nu vom dărui niciodată bomboane cu alcool, nu vom dărui sticle de vin de bună calitate, chiar dacă România are acest prestigiu pe plan internațional și, desigur, exemplele pot continua. Atunci să trecem de la mediul business la micromediul nostru și să ne gândim, de exemplu, că suntem gazda unei petreceri, a unui eveniment la noi acasă. Ce să facem și ce să nu facem? Mai ales ce să nu facem. Da, aș vrea să răspund eu la această întrebare, dacă îmi permiți. Noi promovăm bunele maniere ca stil de viață. Din acest motiv alegem teme
pe care să le putem exersa în viața de zi cu zi. Deci nu lucruri foarte nișate. De pildă, tema gazdă sau oaspete, cum să fim o gazdă sau un oaspete memorabil, este adesea solicitată de către părinți, dar și de către adulți, în cursurile pentru adulți. Atunci când decidem că vrem să organizăm un eveniment, deci vom fi gazdă, evident, ne oprim la invitații pe care dorim să-i avem și vom lansa invitația. Vom fi, se cuvine să fim foarte atenți ca invitația să conțină elementele de care viitorul nostru oaspete are nevoie. De fapt, elementele de care invitatul are nevoie pentru a ne furniza un răspuns. Așadar, vom fi atenți să specificăm data desfășurării, ora, durata, de ce nu, adresa, apoi tema, dacă este o petrecere tematică și dacă putem cumva să sugerăm și ceva despre participanți, dacă este o petrecere cu colegii de facultate sau o petrecere cu părinții copiilor, colegii copilului nostru. Așadar, este foarte important să fim atenți la cum elaborăm invitația. Apoi ne vom pregăti, evident, aranjăm casa, ne preocupăm de meniu, dar trebuie să fim atenți și la program. Să gândim un program prealabil. De pildă, mie îmi plac jocurile de societate foarte mult și de cele mai multe ori când invit pe cineva la mine acasă și invitații se aștept și mă provoacă cumva să propun un joc de societate care îmi place mai mult, care e cel mai nou, care are cel mai mare succes, depinde de invitați. Așadar, să alcătuim un program. Atunci când selectăm invitații, cu siguranță vor fi și persoane mai retrase, persoane mai solitare și știm acest lucru, da? Pentru că sunt invitații noștri, este bine să implicăm și pe aceștia. De pildă, putem să le cerem opinia. Tu ce părere ai despre acest subiect? Adesea am descoperit lucruri senzaționale din partea unor oameni retrași, care în general nu vorbesc decât dacă sunt întrebați. Așadar, mare atenție la fiecare oaspete în parte, mare atenție la invitație, nu? Pentru că de aici pornim, și la program. M-aș opri la cele trei recomandări. Deci nu monopolizăm discuția. Clar. Avem grijă să îi așezăm în asemenea fel încât să interacționeze mult între ei și să nu se simtă o persoană exclusă într-un capăt al mesei sau îl pui pe la mai vorbăreț în capătul mesei, că știi că de acolo sigur se aude ceva. Da, da, da. Am înțeles. Dar ca invitat, ce trebuie să ții cont, de ce trebuie să ții cont ca invitat? Dacă am început vorbind despre invitație, să continuăm tot cu invitația. Primim invitația, se cuvine să mulțumim pentru ea și să răspundem în cel mai scurt timp dacă avem un răspuns ferm. Fie că putem participa sau nu putem onora această invitație. Așadar, răspundem în cel mai scurt timp, pentru că și gazda trebuie să se reorienteze. Iar dacă nu avem un răspuns ferm, atunci se cuvine de asemenea să mulțumim și să răspundem, spunând că momentan nu știm dacă putem onora invitația, dar revenim cu un răspuns în 2 zile, în 3 zile, în funcție de cât de îndepărtat va fi evenimentul. Așadar, răspundem la invitație. Apoi venim la gazda noastră cu un buchet de flori sau cu o mică atenție și dacă am vorbit de cursurile de copii, aș vrea să specific că tot timpul le recomandăm copiilor să pregătească un mic cadou. Cele mai apreciate cadouri venite din partea copiilor sunt cele gândite de ei, făcute de ei, o felicitare, un desen. Nu știu, poate dacă mergem în vizită la bunica, înrămăm o fotografie de familie și oferim cadou la masa de prânz. Nu știu, putem găsi mici activități pe care copiii le pot face, îi putem încuraja să ofere astfel de atenție, adesea ele se transformă în amintiri de neuitat, nu-i așa? Și pe de altă parte denotă și o atenție deosebită pe care invitatul o are față de gazda sa. Apoi, foarte importantă este și nota de mulțumire. După ce s-a terminat evenimentul, în general mulțumim înainte de a pleca pentru eveniment și îl apreciem, dar aprecierea ar fi mult mai bine venită dacă ar fi însoțită de o notă de mulțumire trimisă în general a doua zi după eveniment, în care se cuvine să mulțumim încă o dată pentru gazdei noastre pentru acel eveniment, să-l apreciem și dacă am putea să punctăm un moment care ne-a plăcut, momentul cheie din punctul nostru de vedere sau o persoană care ne-a dezvăluit ceva interesant, ar fi și mai bine. Deci, invitație, o mică atenție pentru gazdă și nota de mulțumire. Mă opresc tot la 3 recomandări. Ne descălțăm când intrăm în casa cuiva sau nu? Asta, sigur, e o întrebare care preocupă pe multă lume.
Pot răspunde tot eu, da? Dacă tot am rămas în domeniul gazdă-oaspete. Da, ne descălțăm. Dar răspunsul este relativ. Ne descălțăm dacă mergem de pinte într-o casă foarte mare, unde locuiește o familie cu doi copii, poate unul merge de-a bușila și de sara culture toată ziua, se cuvine să ne descălțăm pentru a nu intra cu microbi în mijlocul casei. Chiar dacă gazda ne spune că putem să rămânem încălțați, dar nu ni se pare nouă că este destul de convingătoare, se cuvine să ne descălțăm și în această situație gazda ne va pune la dispoziție o pereche de papuci de casă, confortabil, o mărime adecvată, evident, sau există acum botoși de unică folosință, dar da, sunt și case în care regula este să nu ne descălțăm și ne vom da seama din atitudinea gazdei. Unele case sunt mai spațioase, pot fi ușor de întreținut, există personal care se ocupă cu așa ceva și categoric acolo nu ne vom descălța. Avem și cazuri sau internaționale în care oamenii nu se descalță sau se descalță obligatoriu. Dacă nu mă înșel, în China, că tot am vorbit de China, când am fost eu în China, oamenii se descălțau obligatoriu oriunde, adică nici nu este permis acolo să vii cu încălțăminte de afară. Așa este, în China oamenii obișnuiesc să se descalțe și mi-aduc aminte de un client al nostru care la un moment dat m-a chemat la companie, una foarte cunoscută, și mi-a spus așa: avem parteneri de afaceri din China și am avut o experiență foarte neplăcută cu aceștia în România. Au mers la un restaurant luxos pentru a celebra semnarea parteneriatului. Eu râd și deja. Vânzarea pachetului de acțiuni, iar reprezentanții partenerului chinez s-au descălțat la intrarea în restaurant și și-au luat pantofii în mână, întrebând unde ar trebui să-i așeze. Continuând acest exemplu, tot aceștia au participat la un bufet suedez în România fără a fi pregătiți în prealabil, și aici spune că este inclusiv rolul nostru în calitate de gazdă să oferim câteva informații pregătindu-i și ajutându-i să facă o notă de eleganță în momentul în care activitatea se desfășoară. Ei bine, revenind la bufetul suedez, au amestecat mititeii punându-le un sos de icre și exemplele pot continua. Vă dați seama ce moment stânjenitor a fost pentru toată lumea și cum au trebuit să se simtă atât românii cât și partenerii de afaceri chinezi. Turcia este o altă țară în care există acest obicei de a ne descălța. Ce am observat eu și mi se pare neplăcut, atunci când mergi într-o vizită și te roagă, simți din privirea gazdei că neînaintând trebuie să lași încălțămintea, aceasta este încălțată într-o pereche de papuși confortabil, iar pentru oaspete pune la dispoziție doar gresia și nimic altceva. Nu suntem o gazdă bună dacă nu oferim, cum spunea și Gabriela, variante, papuși de casă, botoși, pentru că sunt și persoane care nu se simt confortabil descălțate. Închipuiți-vă o petrecere, să spunem, când vin musafirii să ia mireasa de acasă, obicei românesc, și nașa, domnișoarele de onoare sunt puse să se descalțe. Rochile sunt lungi, cu siguranță tivul ochii va fi călcat în picioare și prestanța nu va mai fi cu siguranță aceeași. Există firme care pot să ne curețe covoarele, putem înțelege cazurile particulare cu copii. Statele Unite este o țară unde oamenii nu se descalță. Să nu fim uimiți dacă, primind în vizită persoane sosite din Statele Unite ale Americii, acestea nu își vor lăsa papucii, pantofii la intrare și vor călca cu dezinvoltură pe mocheta noastră de culoare crem. Cum stăm la masă și unde punem gentuța? Veșnica dezbatere cu poșeta. Poșeta se așează, dacă este de mici dimensiuni, în spatele nostru, între șezut și spătar, pentru că nu se cuvine în ceea ce
privește postura, să ne așezăm cu spatele lipit de scaun. Ne controlăm mult mai bine poziția corpului, rămâne una armonioasă, curbura este una frumoasă, plăcută ochiului, ne lipindu-ne de spătarul scaunului. Putem să așezăm poșeta și într-o parte sau alta, astfel încât să nu ne încurce, să nu ne agațe toate acele furnituri. Dacă vorbim despre o geantă, și atunci ne gândim la agențiile în care ne încap foarte multe lucruri, inclusiv laptopul, agendele. Doar o femeie știe câte poate să încapă într-o geantă mare. Categoric, da. Atunci aș spune că o așezăm sub scaun, astfel încât să nu deranjeze pe nimeni. Între a nu ne murdări poșeta de culoare cremă din piele întoarsă și a ne încurca partenerii la discuții, eu aș alege întotdeauna ceea ce face plăcere celuilalt. Avea bune maniere înseamnă bună cuvință, înseamnă să ții cont de persoana cu care te întâlnești și să te întrebi tot timpul, oare se simte bine? De pot eu să fac ceva în sensul acesta? Fără coate pe masă, să înțeleg. Niciodată coatele nu vor fi puse pe masă. Primim frecvent această întrebare, atât din partea copiilor, cât și din cea a adulților. Dacă doresc să mă apropiu de tine, astfel încât în pauzele dintre două feluri de mâncare să putem să ne auzim, mă voi sprijini pe, întotdeauna pe antebraț. Coate nu sunt permise. Când ne întâlnim, cum ne salutăm? Cine salută primul? Cine dă mâna primul? În diverse ipostaze, să zicem, bărbat, femeie, 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 bărbat, bărbat, bătrân, tânăr. Atunci când se întâlnesc o femeie și un bărbat, bărbatul salută primul. Atunci când se întâlnesc două femei, de pildă, și una merge, cealaltă este poziționată pe loc, stă, salută cea care merge. Persoana care intră într-o încăpere e cea care îi salută pe cei pe care îi găsește acolo. Elevul salută profesorul. Dar când profesorul intră în clasă, profesorul va saluta elevii, pentru că profesorul este în mișcare și elevii se află deja în sala de curs. Dar dacă este un domn în vârstă cu o doamnă tânără? Regula rămâne aceeași. Domnul va saluta doamna, dar întotdeauna există și excepții. De exemplu, sunt comunități mai tradiționale în care doamna tânără poate fi de 18, poate avea 18 ani, iar domnul în vârstă 80 de ani, și este posibil ca să se aștepte ca doamna să fie cea care salută. Probabil domnul. În Asia, mă gândesc, țările asiatice, pentru că ei au un respect mult mai mare decât al nostru referitor la vârsta înaintată. Nu mai știu, parcă în China sau în Japonia, părinții pot să-și dea în judecată copiii dacă nu au grijă de ei la bătrânețe. În Japonia există un cult pentru părinți și bunici, dar pot să vă spun că și la noi, în zonele rurale, într-adevăr, fetele tinerele domnișoare vor saluta oamenii în vârstă. La fel și dăm mâna? Cum dăm mâna? Roxandra, te invit pe tine? Există și aici o greșeală pe care eu întâlnesc adesea, și anume că mișcăm mâna din încheietură. Pentru a da corect mâna, vom întinde, pot să vă exemplific, palma, cele patru degete rămân lipite, degetul mare trebuie ridicat, iar mâinile noastre se vor întâlni în scobitura degetului mare. Abia după ce se întâlnesc, eu voi închide palma, astfel execut o strângere corectă de mână. Iar în momentul în care voi mișca mâna, nu o mișc din umăr, nu o mișc din încheietură, ci întotdeauna din cot. Dacă ne uităm la televizor, putem adesea să vedem exemple de așa da, dar și de așa nu, între întâlnirile demnitarilor, între șefii de stat, de exemplu. Dar cine întinde mâna dacă se întâlnesc un bărbat cu o femeie? Depinde de context. Dacă ne îndreptăm către mediul de afaceri, vă spun că acolo nu contează genul, că ești femeie sau că ești bărbat, și se spune că persoana care întinde prima mână se află în avantaj, denotă încredere în propria persoană, o stimă de sine crescută, curaj,
atribute, calități pe care, de care toți avem nevoie în mediul de afaceri. Dacă se întâlnește, de exemplu, președintele companiei cu directorul financiar proaspăt angajat, să spunem, și fac cunoștință sau se salută, președintele, deci persoana cea mai înaltă în rang, și iată cum intervenim aici cu ordinea de precădere extrasă din mediul oficial și adusă în mediul de business, este cea care va întinde prima mână. Președintele, persoana aflată pe o treaptă superioară din perspectivă ierarhică. Dacă aș putea să completez, strângerile de mână incorrecte au și două denumiri foarte sugestive, sfarmă oase și pește mort, și noi întotdeauna le exemplificăm copiilor și așa rețin ce nu trebuie să facă, ce să evite atunci când strâng mâna. Sfarmă oase, evident că este acea strângere puternică, dominatoare, iar pește mort este aceea în care abia ne atingem mâinile, nu mai zic că nu se întâlnesc total, doar se ating degetele între ele. Deloc nu-mi place această pește mort. Da. Și culmea este că hai mă, mai așteptam de la o femeie aproape să ne atingem. Asta este, adică e mult conectată cu copilăria noastră, sentimentul de siguranță și așa mai departe. Îl înțeleg de unde vine această teamă de a atinge pe cineva, dar nu prea o înțeleg la bărbați. Atunci când și un bărbat salută cu vârfurile degetelor, atunci chiar mi se pare cam feminin, sinceră să fiu. Da, și da, nu, da, lipsa de încredere. Nu-mi place foarte mult. E lipsa de încredere, nu? Da, deci da, da. Sau pur și simplu această întindere a mâinii este o obligație. Nu simțim nevoia de a strânge mâna, de a face cunoștință cu cineva în acel moment, de a-l saluta. Pur și simplu e o conjunctură, s-a întâmplat. Asta e. Și este foarte important în mediul de afaceri, aș completa ceea ce spune Gabriela, strângerea, felul în care strângem mâna este singurul contact fizic permis, care ne transmite o multitudine de informații despre persoana cu care ne întâlnim. Și ce ne facem și cu distanța dintre oameni, pentru că eu, de exemplu, prefer o distanță medie. Dar sunt oameni care, atunci când vin să vorbească cu tine, vin foarte aproape și mulți dintre noi ne simțim cumva lezați în spațiul nostru personal. Și știu că asta depinde foarte mult și de țară, cum am învățat că în țările mai nordice distanța este mai mare, sunt ceva mai reci. În țări precum Italia, că de-aia au și luat COVID-ul cu viteza luminii, fiind foarte aproape și în continuu interacționând unul cu celălalt foarte aproape. Cum este privită această distanță în protocol, în etichetă? Nu se cuvine să invadăm spațiul personal al celeilalte persoane, iar ca orientare spune că trebuie să stăm la o distanță egală cu de două ori lungimea antebrațului, astfel încât să ne putem saluta, să putem conversa, dar nu să-i simțim celuilalt respirația și oftatul. Și oftatul, interesant că ai spus asta. Cum poți să ții cont de etichetă? Pentru că și mie îmi plac bunele maniere și eticheta, dar sunt oameni care au doar asta și nu este un lucru asumat. Adică cum poți să ții cont de etichetă, dar în același timp să fii autentic, să poți să te exprimi și în felul tău, să-ți aduci amprenta ta personală? Regulile sunt reguli, ce spunea Ruxandra despre eticheta, care este de fapt un set de reguli pe care se cuvine să-l cunoaștem, să-l respectăm, este de necomentat și de neschimbabil. Dar, într-adevăr, putem veni cu o situație atunci când nu putem spune adevărul pentru că este dureros. Da? O persoană comite o gafă, nu putem să-i spunem. E mult spus gafe. Să spunem că suntem la o petrecere. Vin cu un exemplu că e mai ușor de înțeles. Suntem la o petrecere și prietena cea mai bună s-a îmbrăcat într-un mod neinspirat, să-i spunem. Are o rochie având o mărime nepotrivită sau modelul nu avantajează. Și atunci ne întreabă cum îmi vine rochia. Nu putem să mai spunem adevărul golgoluț pentru că nu ajută cu nimic, nu poate schimba nimic în acel moment, dar nici nu putem să o mințim, să-i spunem arăți fantastic pentru că data viitoare o va purta din nou. Și atunci noi am găsit ceea ce se numește jumătate de adevăr. Este un cuvânt cheie pe care spunem și copiilor. Jumătatea de adevăr înseamnă să spui ceva astfel încât să construiești un moment, să fie ceva constructiv, nu ceva care să rănească. Și atunci îi vom spune, te prinde foarte bine culoarea, ai fost foarte inspirat atunci când ai ales culoarea rochiei. Deci nu am mințit, dar nici nu am spus adevărul care este crud și care nu se putea repara sub nicio formă în acel moment. De pildă, dacă tot am vorbit de copile, spunem lor de
cadouri, atunci când primesc cadouri, pentru că nu-i așa, copiii fac toată ziua petreceri, poate primesc un cadou neadecvat. O fetiță primește un roboțel, da? Un soldat și nu-i pasionată de așa ceva. Nu putem să dezamăgim copilul din fața noastră spunându-i, dar mi-e plac prințesele, dar nu știai că numai de ele mă ocup toată ziua. Nu, atunci nimeni vom spune este minunat, este exact ceea ce așteptam, pentru că este o minciună și s-ar putea să mai primim data viitoare perechea soldățelului, dar în schimb putem spune, fratele meu se va bucura teribil, iar noi ne vom juca împreună sau sper că îmi va oferi el, voi descoperi tainele acestui joc împreună cu el. Cumva înțelege persoana din fața noastră că nu este chiar jocul meu preferat, dar o să încerc să mă bucur de el. Ce mi se pare mie, greșelile dintre cele mai mari pe care le văd la noi, ca popor, că nu știu foarte bine cum își fac cadouri celelalte naționalități, dar românii de foarte multe ori fac niște cadouri celorlalți pe care de fapt le-ar dori ei și nu prea au legătură cu persoana care îi se adresează cadoul. La ce ne gândim atunci când luăm un cadou? Da, în primul rând ne gândim la destinatar. Foarte bine ai punctat. Există tendința de a ne gândi la ce ne place nouă. Dar se cuvine să ne gândim la ce îi place destinatarului și orice cadou presupune o muncă de cercetare. Cât de mai vastă sau mai puțin vastă, dar ea trebuie să existe acolo. Putem întreba părinții, persoanele apropiate, rudele, colegii de clasă, putem să-l întrebăm în mod direct, găsim soluții pentru a afla ce îi place persoanei respective și nu-i așa, dacă tot cheltuim niște bănuți, dacă tot participăm la o petrecere și vrem să-i facem un cadou să se simtă bine, atunci merită efortul. Acesta ar fi efortul meu, nostru de cercetare. Deci recomandăm să cercetăm ceea ce îi place sărbătoritului, nu ceea ce ne place nouă. Și eu mă gândesc la destinatar atunci când caut un cadou, dar mi s-a întâmplat și am început să mă gândesc din ce în ce mai des, căci mi s-a întâmplat, de exemplu, lucrând într-o firmă și în momentul acela nu am participat la alegerea unui cadou, nu știu ce s-a întâmplat și alți colegi au cumpărat un cadou și cadoul era nu știu, un colier, ceva de genul din sticlă pictată. Nu aș fi luat niciodată așa ceva pentru acea persoană care era tânără și nu avea nicio legătură cu sticla pictată, pentru că fiecare are valențe anume și am văzut așa am văzut dezamăgirea de pe fața persoanei care primea cadoul, dar care nu putea să spună nimic și mi-am propus ca de acum înainte să mă implic și eu în asta, că măcar țin cont de, nu mă gândesc la mine atunci când cumpăr un cadou, ci mă gândesc la celălalt. Da, nu știu de ce avem tendința să facem aceste greșeli. Sau am putea să întrebăm pe altcineva care îl cunoaște. Ok, noi nu știm nimic despre persoana respectivă, dar întrebăm, putem să... Nu? Adică e ok, e în regulă, bunele maniere nu le încălcăm. Ce facem dacă suntem invitați la o cină la restaurant? Așa, în mare, cam de ce ar trebui să ținem cont? Sau ce să nu facem? Avem calitatea de invitat la restaurant. În primul rând, nu vom ajunge niciodată mai devreme. Adesea suntem tentați. Stăm în fața restaurantului. Stăm în fața restaurantului și eventual mai facem și o remarcă nepotrivită atunci când gazda, persoana care ne-a invitat la restaurant, sosește în urma noastră. Nu se cuvine categoric. Putem întârzia maxim 15 minute, oferind astfel răgază gazdelor pentru ultimele aranjamente. Onorăm invitația și transmitem din timp acceptul de a participa. Punem împreună, punctăm împreună importanța invitației, pentru că adesea oamenii care nu au organizat cel puțin o dată o masă la restaurant sau acasă, nu își dau seama cât de important este să confirmi din timp. Pentru că te gândești, dacă nu mă duc, eu sunt o persoană care lipsește, dar dacă și alții gândesc asemeni mie, e posibil ca o petrecere pregătită pentru 100 de persoane să aibă 20 de participanți, iar ce restul de 80 de meniuri și de scaune să fie, reprezintă o pierdere în bugetul organizatorului. Transmitem totodată nota de mulțumire. Putem duce un cadou, dar nu neapărat voluminos, gândindu-ne tot timpul la cealaltă persoană. Cu siguranță ne vor veni idei și vom identifica regulile potrivite pe care să le aplicăm. Dacă tot am vorbit de cadouri și primim un cadou de la invitații noștri,
putem să deschidem cadoul sau este de preferat să nu îl deschidem? Se recomandă ca un cadou să fie deschis în fața persoanei care mereu l-a dăruit. Cu orice ocazie. Da, pentru că eu am depus un efort pentru a selecta, pentru a alege cadoul în funcție de gusturile tale. Aș dori să mă răsplătești cu o apreciere imediată. Este absolut firesc, este în psihicul uman acest mecanism. Ce te dar faci dacă nu-ți place cadoul? Bunul simț și antrenamentul. Antrenamentul, cu siguranță. Vei zâmbi chiar dacă nu vei avea un zâmbet autentic, dar nu se cuvine să-l faci pe celălalt să se simtă neplăcut. Fie că este partenerul de viață, de mamă, indiferent cât de apropiat ești de acea persoană și trebuie să ții cont că și aceea are sentimente și se poate simți lezată. Știu că nu o să putem să vorbim în detaliu despre cum aranjăm o masă, dar putem să vorbim în mare, măcar așa să nu facem niște greșeli foarte mari, că altfel trebuie să mergem la cursurile voastre. Dar haideți să vorbim un pic ce să nu facem atunci când aranjăm masa sau ce greșeli să evităm. Atunci când aranjăm o masă, sunt câteva elemente obligatorii de care trebuie să ținem cont. Alegerea feței de masă, deși aparent neimportantă, ne poate ajuta creând o notă de eleganță mesei prin alegerea unor materiale obligatoriu naturale, dacă se poate iuni, fața de masă albă rămâne considerată elegantă, potrivită pentru întâlniri formale și informale. Apoi, alegerea unui aranjament central al mesei, care poate fi un buchet de flori, neapărat fără miros, pentru că e posibil să existe persoane sensibile la polen, de exemplu, să punem pe masă întotdeauna setul de duminică, cum se spune. Cel mai frumos sfeșnic pe care îl avem în casă. Să fim atenți la detalii, la toate elementele care pot conferi căldură, care vor crea o atmosferă plăcută. Poate noi, în calitate de gaze, nu suntem în cea mai bună formă pentru a ne putea primi invitații, o durere de măsea ne stânjenește, dar o atmosferă plăcută, caldă, cu muzică în surdină, toate acestea sunt artificii aparent banale, dar care împreună, îmbinate ca într-un puzzle, ne pot salva și pot crea un moment memorabil pentru oaspeții noștri. Referitor la aranjamentul, sincer, eu când văd o masă din aceea cu un protocol foarte sever și cu 70 de furculițe, deja m-am blocat. Dar, la fel, câteva reguli așa generale, măcar câteva, adică știu că pentru a vorbi despre asta, cred că ne-ar lua încă o oră cel puțin sau trei emisiuni, numai să vorbim despre aranjarea mesei, că poate fi în funcție și de invitat și de eveniment, de natura evenimentului, dar cam de ce ar trebui să ținem cont, măcar așa, la o masă, să zicem, mai simplă în casa noastră? În regulă. În primul rând, trebuie să ne gândim întotdeauna că vom folosi tacâmurile dinspre exterior către interior. Și de obicei, lingura este prima pe care o vom folosi dacă există un fel de supă. Să ținem cont că lingurița găsită în fața farfuriei este pentru desert și nu pentru a pescui noi eventual o muscă dintr-un pahar. Apoi că farfurioara, dacă se regăsește pe masă din stânga farfuriei principale, poate fi pentru pâine, pentru unt, sau pentru salată. Aceea este farfuria noastră. Chiar dacă majoritatea suntem dreptaci, tentați să folosim farfuria din zona mâinii drepte, totuși, în partea stângă este așezată farfurioara pentru pâine, acolo vom regăsi bolul la salată și ne putem gândi împreună la petrecerile de nuntă, unde nu mai știi dacă este a ta sau nu salata de varză. Apoi, să alegem paharele cu mare atenție, să fie curate, iar în momentul în care le folosim, paharul cu picior este ținut de picior, nu de balon, de partea aceea care conține lichidul, pentru că întotdeauna vom lăsa amprente, vom încălzi lichidul respectiv. În aranjarea mesei, șervețelul de hârtie se așează întotdeauna în partea stângă a farfuriei, iar cel de pânză poate fi așezat inclusiv în fața noastră.
Gabriela, dorești să adaugi din experiențele noastre întâmplări? Sunt multe de adăugat, da, așa cum spunești tu, Natasha, ne-ar trebui emisiuni întregi. Da, ne-ar trebui și mai ales, mie nu vine să cred, m-am uitat la timp și nu mai avem și nu pot să cred pentru că am avut senzația, nu știu, a durat 15-20 de minute. Atunci aș mai spune eu ceva. Americanii la școala de protocol de la Washington ne-au spus așa, bread, meal, water. Și acronimul ne poate ajuta să avem întotdeauna viu în minte unde ni se află nouă farfurioara pentru pâine, foarte importantă. Nu vom mușca niciodată, apropo de pâine, din bucată, ci vom rupe întotdeauna deasupra farfurioarei. Îi vom ajuta și pe cei din stânga și pe cei din dreapta noastră. Suntem atenți la toate aceste detalii care conferă farmec sau distrug o reputație. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați spus. S-ar putea să vă mai invit pentru că mai aveam încă foarte multe întrebări și aveți lucruri foarte interesante să ne spuneți referitor și la cultura noastră și la alte culturi. Sper că v-am fost de ajutor, dragi telespectatori, și măcar avem așa o idee ce să facem sau să ne ducem la cursurile acestor doamne foarte drăguțe. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Și eu vă mulțumesc și aș vrea să vă spun că sunteți o gazdă memorabilă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Sunt onorată! Dragilor, până data viitoare, lecturi savuroase, ne revedem în fiecare duminică de la ora 17. Cu sprijinul Fundației Maurer for You.